Bine v-am găsit la un nou episod din strânsă de breazla haiducilor. În primul și primul rând vreau să începem prin a aduce niște stoc la magazinul nostru de concrete, deoarece dar cu comanda aia specială o cam golit shop-ul în anumitele părți, iar noi acum avem de făcut restocul. Stați așa că, din păcate am uitat să craftez, de fapt nu cred că am avut loc să craftez light blue ăsta și am zis că mai bine nu-l craftez și îl craftez numai după, așa rapid. Deci trebuie să luăm de aici, oho, încă 3 diamante, perfect, frumos acolo. Facem un restock rapid, rapid, gri, rapid, ok, griu ăsta, la fix. Bine, de fapt le-am calculat înainte, nu contează, mamă, ce bine, ok, încă un diamant aici. Ce bine am nimerit, la fix, wow. Să părem și noi că am nimerit cumva. Cyan în partea asta, punem frumos, am umplut. Aoleo, blue, n-am adus bine, nici nu dar avem lapis, fac trade-uri cu villagerii pentru lapis. Altceva aici, mamă, am uitat să duc roșu. Și maro trebuie? Cumpăra lumea maro? Păi bine, maro aducem foarte lejer. Dar roșu am uitat să aduc. No, bine, aia e, colorant nu mai avem. Și facem un restock rapid în partea asta. După trebuie să nu să vorbesc cu colpir de ceva. Iar mai apoi, după ce povestim și cu colpir, cred că va trebui să începem minigame-ul nostru. Adică să terminăm minigame-ul, pentru că avem destul de mult de lucru. Aici niște diamante, încă 5... nu aici. Nu astea, astea la... Bă, nu astea, astea la alte. Așa. Rezolvată treaba, după aia la verde închis aici, mai adăugăm câteva stack-uri, hai că încet încet se adună, după aia alb. La alb ne-a lăsat dark în paragină, n-am mai avut deloc alb, așa că am adus rapid. Bine, am făcut ceva, adică voiam să încep videoclipul acum vreo 2 ore, dar am stat să rezolv concretul, după aia m-am dus să mănânc între timp și uite încă un diamant aici. Hei, măcar facem ceva bănuți. Și apoi în partea asta, oricum comanda aia specială i-am lăsat-o lui Dark pentru că deja... Bă, totuși, să fac airbarrel-ele alea și suntem cam egali în treabă. Bun, și astea alții la fel. No, gata, am făcut restock-ul. Avem și multe diamante pe aici, adică le-am cam adunat pe toate. Uite, 32 în partea asta. Și în partea asta, la altă, mai trebuie să fie... Uite, încă 32 sunt deja 2 stack-uri. Și cu astea deja, pardon, un stack și cu astea alte deja sunt 2 stack-uri. Deci avem vreo 4 stack-uri aici, 4 stack-uri în partea aia, încă câteva stack-uri de diamante în partea aia. Păi, băi, cu shop-urile astea o să ne îmbogățim noi. Hai să mergem până la colpir și după aia să mergem să terminăm minigame-ul, că de multă vreme am zis că-l facem. Bă, ce zonă drăguță, aici cineva oare cabana C și P, braz fresh. Cioc, cioc, cineva înăuntru? Hei! Hei, salut, colpir! Ce salut, ai făcut aici? Cam văd că pare interesant și dacă tot ești aici. Ce-am făcut? A, păi uite, poți să servești o guriță de... A, o prăjiturică, mersi, mersi. O prăjiturică, frumos. Dacă și vrei, poți pe aici citești colinde pentru copii și înveți să scrie sau... Nu. După cum vezi afară, este un loc plin de brazi. Ok, un frumos, loc plin de brazi. Zic eu. Bă, arată bine, chiar așa. Îmi place și aici un pillager care împodobește acolo, da, un puf el care taie lemne. Și Sky, mamă! Vezi și un Sky aici. Sky nu-i sclav. Puf, okay. În schimb, câteodată poate okay, să fie. Ok, câteodată poate să fie. Cât vezi și sclav aici, că aș vrea să-l cumpăr, dacă să-l închiriez. Dacă nu, momentan nu facem asta. Păcat, pare. Păcat. Dar mă gândesc. O să mă gândesc la propunerea okay. Bun, păi cred că trebuie să văd în cartea aia de colinde, nu? Să văd ce... Ia uite să vezi. Braz fres de la... Fres, da? De la C și P. Dragi haiduci. Bă, fres, da. Bă, stai un pic. Firma C și P vă oferă braz fresh chiar la voi acasă. Avem toate dimensiunile pentru tine, de la mici la mari, și dacă vrei, îl și împodobim. Puteți lăsa comenzi. Brad mic, 5 diamante, brad mediu 10 diamante, brad mare 15 diamante, împodobire 3 diamante. Dacă aveți întrebări, contactați-l pe Moș Colpir. Există și brazi mai scumpi pentru oameni cu posibilități financiare mai mari? Cu siguranță. Cu cât mai mare bradul, cu atât mai scump. Eu am acolo niște cabane, știi? Și n-aș vrea să-i las pe oameni de Revelion fără un brăduț de Crăciun, că totuși chiar arăta iurea. Tot. Așa exact, că, exact. Ce zici? De... Stai să văd ce buget am. Să văd cât îmi permit aici. Cam cât de înalt vrei? Păi, nu știu, ce brăduț ai mai găsit înalt tu? Mai înalt ca ăsta? Păi, stai un pic. Ăsta mă gândesc că e ăla de 15, nu? Asta da, asta e de 15, dar poate să fie și mai mare puțin. A, de, băi, uite, de, îți dau 32 de diamante să fie și împodobit. Wow! Și vezi ce găsești tu prin pădure, ceva mai mare și mai frumos, știi, nu, să nu fie din ăla gol, urât, să fie așa frumos cu crengi, cu
tot ce trebuie să n-aibă goluri și așa, uite, vezi cum are ăsta câte un gol acolo, câte... A, ție nu-ți plac golurile alea să nu se vadă... Nu neapărat golurile, și îmi plac... Da, să fie stufos, exact, exact, că de banii ăia, na, stai să mă vreau ceva calitativ. 32 diamante. Ok, și mai mare ca ăsta, undeva la... Mă gândesc că mai mare, așa, să se vadă din orice caban ai fi, trebuie să se vadă, nu? Bun, da, să-mi arăt și mie, da, unde o să sau vii poți cu să mine? Lași un semn acolo sau... Da, hai că vin. Da, o să vii cu mine, îți arăt pe acolo și o să îmi zici tu ce... De fapt, o să vezi tu ce găsești și vreau să fiu surprins, da? Asta e cel mai da, important. Am o întrebare. Da. A, vrei să fii surprins, bine. Dar ai vreo preferință? Culori la brad? O tematică, gen două culori, trei culori, o roșu, culoare? Galben și albastru, cred că așa știi mai... Roșu-galben și albastru. Roșu-galben sau alb-galben, you know? Adică... Roșu-galben sau alb-galben. Da, să fie două culori, să nu fie chiar foarte multe. Uite, vezi cum e asta, da. Așa, să fie toate culorile acolo și mi se pare că arată destul de ciudat așa. Am pus acolo să mă flexez cu tot ce am. Că ai globuri, că le-ai găsit pe la Gicu pe acolo ce era pe jos, am înțeles. Exact. Bun, păi hai cu mine și eu să-ți culori. Arăt. Hai că... Da. Hai să-ți arăt ce și cum. Alb și roșu. Bine, hai, vedem. Te gândești. Casa asta o să merite mai mult, că uitați, mă culc în patul ăsta și o să fie cu transpirație mea în pat. Clar trebuie să coste mai mult, nu? Adică nu așa stătea treaba. Bine, nu aia contează. În ideea în care am vorbit cu Colpir și au spus, bă, mă așteptam și o să fac 6 acolo, să fie simetric. Am zis, bă, ai dreptate, hai să facem simetric. Bine, nu-i ca și cum am scos casa aia pentru a avea mai puțină treabă în episodul de astăzi, să facem numai 3 case, nu 4, dar e cum o zis Colpir, da? Deci Colpir o zis că ar fi mai drăguț simetric și eu am zis, băi, dreptate, mai bine simetric, nu că n-am vrut eu să fac 4 case, numai 3, dar nu aia contează, nu trebuie să știți voi asta. Ideea este în felul următor, avem de făcut aici 3 case. Mulți dintre voi, majoritatea n-ați nimerit, câțiva au nimerit că, bă, o să cumpere oamenii casele astea, dar mulți n-au nimerit de ce, cum și așa mai departe, însă o să vă explic la finalul videoclipului după ce terminăm toate căsuțele. A doua casă este gata, însă trebuie să adăugăm un mic detaliu. Am luat baloții ăștia și vreau să-i pun aici în spate, să-i punem cumva în felul ăsta. Ia uitați ce bine arată, i-am pus acolo și ideea este în felul următor. Am zis să fie 4 case diferite și o să fie scoase la licitație. O să vă spun mai multe la final după ce o scriem și cărticica, așa arată pe interior momentan. După ce o să construiesc toate casele, o să încep să le și mobilez și după ce o să fie mobilate, o să facem cărticica și o să vă explic cum stă treaba și de ce avem în titlu licitație și alte nebunii.
lucru a fost că m-am apucat să fac casa și am uitat să-mi aduc niște glass pane-uri albe și n-am avut și am zis, bă, cu negre nu are sens să fac, așa că o să vin după și o să le aranjez. Deci tot uit câte un mic detaliu acolo, dar care contează. Și am terminat și a doua casă, numai că trebuie să facem aici interiorul, trebuie să facem o podea, ok, și după aia trebuie să vedem noi cum facem cu etaj, fără etaj, trebuie să mă gândesc, trebuie să vedem cum decorăm interiorul și după aia ce punem în ele, aia e foarte important, însă vouă nu o să vă arăt ce punem în ele, pentru că după aia o să mergeți, o să duceți haiducilor sau o să se uite haiducii și nu o să fie ok, pentru că o să știe pentru care căsuță să le citeze și pentru care nu, așa că, ce, bine, pentru care mai mult și pentru care mai puțin. Așa că voi nu o să știți nimic, doar eu o să știu ce e înăuntru și eu nu o să am voie să-l citez. Deci, înțelegeți la ce mă refer. Oricum, imediat vine după ce terminăm și cea de-a patra căsuță, a treia din episodul de astăzi, a patra total. După ce terminăm și pe aceasta, e bine, apoi o să facem regulile și de fapt trebuie să fac și un contur frumos, o mică vegetație și abia după. Foarte interesant cum arată acum toată nebunia asta, bine, oricum mai este ceva de muncă, deși am terminat toate casele, mai avem de adăugat mobil în fiecare casă și pe lângă treaba asta cu adăugatul mobilei, mai trebuie să facem în fiecare parcelă, sau mă rog, pentru fiecare parcelă, un mic biome, adică, mă rog, un copăcel, doi și un alt, înțelegeți voi, să fie acolo cât de cât diferit, să nu fie numai, am făcut acolo patru parcele, le-am țăpat acolo, gata, faceți ce aveți de făcut, nu, o să fie mult, mult mai interesant. Și din nou, acum că m-au zis foarte răgușit, îi dimineață. Dimineața am vocea asta un pic mai groasă, un pic mai răgușită și așa. Și de asta pentru că știu că am mai filmat odată un videoclip tot așa dimineața și mă întreba lumea, bă, da, ai răcit? Mai avem videoclipuri? Ce se întâmplă cu vocea ta? Nu, stați liniștiți, am voce în continuare, tot ok, doar că filmez dimineața, m-am trezit de jumătate de oră, pentru că la 10 și un sfert trebuie să apară videoclipul și practic acum îi 7:45. Deci termin biomurile, termin minigame-ul. Editez, randez și o să vedeți și voi videoclipul acesta. Am stat puțin să mă uit seara pe aici și am văzut că nu prea avem lumină, așa că pe lângă treaba asta cu felinarele, care, bine, e o treabă destul de simplă, adică am zis să fie un design foarte simplist, care să meargă cu tot ce avem noi pe aici, pe lângă treaba asta am zis că o să înlocuiesc slaburile astea, pentru că arată, o să le înlocuim cu lemn din ăsta. Bam, ia uitați. Eu zic că parcă arată altcumva și bine, desigur, facem strip să fie bine, să nu fie rău. Și bine, oricum trebuie să mai decorăm pe aici exteriorul. Terminat de decorat exteriorul, n-am să vă prezint totuși interiorul. Vreau să las ca interiorul să-l vedeți în videoclipurile haiducilor. Cred că o să fie mult mai interesant să vedeți acolo ce zic ei despre interior și cât se gândesc ei să liciteze. De fapt, eu te vă spun de licitație, dar voi încă nu știți de ce ar trebui ei să liciteze. E bine, o să aflați asta în minutele ce urmează. De ce mai chema, măi, Blushman, bă? Tu vrei să facem un episod întreg împreună? Da, aș vrea să facem un episod întreg împreună. Te-am chemat ca să ne culcăm împreună. Uite, și eu am, pat albastru. Ce tare. Suntem frați de bat. Exact. De pat. Dormim împreună, ne ținem de mânuță. Ce drăguț. Tu ai mânuși, ok.
Ia zi, ce ai făcut aici? Ce ai lucrat? Oh, stai, dar dă și mie patul, așa, așa. Ce am lucrat? Am terminat în proporție de 90% minigame-ul. Mai trebuie să fac numai interiorul, dar ăla cred că o să-l arăt după videoclip, pentru că nu vreau să-l arăt haiducilor ce o să pun în interior. Și voiam să așa, te-am chemat ca să-mi zici ce părere ai de cum ești. Dar și haiduc, știi? Ah, să nu le arăt oamenilor, pardon. Ah, oamenilor, ok, da. Ok, am înțeles. Așa. Și să-mi spui ce părere ai și să-mi spui dacă ce-am scris în cartea asta îi de înțeles, adică se înțelege cum stă treaba sau trebuie să fiu mai așa explicit. Ok, pentru că oamenii mei, adică unii dintre oameni, probabil nu știu ce e cu minigame-ul ăsta, deci o să citesc cartea și sper să înțeleagă da. Și ei. Eu știu despre ce e vorba, dar mă rog, hai să vedem. Bine ai venit la confruntarea caselor. Punct. Da. Ce este cu acest minigame? E foarte simplu. Mergi să verifici fiecare casă cum ar arăta pe interior și exterior, dar nu ai voie să deschizi nimic, butoaie, cufere, etc. După ce le-ai inspectat, iei pământ din cufere, îi pui numele tău și licitezi la finalul licitației. Ok. Ah, nu. Era un punct acolo. La finalul licitației o să înlocuiești pământul cu diamante și o să poți vedea pentru ce ai licitat. Începutul licitației. 19-12-2019, adică astăzi, da, într-o oră. La ora 10. Într-o oră, wow. Sfârșitul licitației pe 30, asta însemnând de Revelion, nu? Da, și pe 31 vii și ției. Da, deci e scurt și la obiect. Pământul se lasă în butoiul din fața casei pentru care licitez. Ok, să-mi arăți și mie unde e butoi. Eu am înțeles. Am înțeles tot, da, chiar dacă ai dirt, fără punct. Iei dirt, îi pui numele tău și butoiul e în fața fiecărei case. Uite, vezi exact aici cum intri în casă, practic. Aici e un butoi. Așa, și gen eu iau 5 dirt, înseamnă că am licitat 5 diamante pe această casă, nu? Exact. Bun. Asta înseamnă. Ăsta e butoiul. Unde e cealaltă butoi? Ia să mă uit. Exact, da, aici. Deci exact la intrare. Să fie foarte bine. Aici se vede cel mai bine. Da, să fie exact în fața ta. Bun, și nu... poți să intru acum ca să, păi, să văd ceva. Nu prea poți. Bine, poți să intri să vezi ce am făcut prin ele, dar zgoale în interior toate. Adică zgoale. M-am axat numai pe exterior și butoiul ăsta la aici. Deci numai pe exterior așa să fie frumos. Bine, eu zic că e și o treabă interesantă în câteva ore. Și tu uiți așa la ele, bă, asta... Asta nu oare tare. Ce ar putea să aibă înăuntru? Exact, bine, o să fie interesantă treaba, că nu o să fie... O să vedeți voi că după aia, dacă vă zic, nu... O să zic că ce era să aduci, că te favorizez pe tine dacă zic acum, știi? Da, corect, nu-i corect. Deci nu... Da, întrebare, de exemplu, tu acum mobilezi, dar eu intru în casă, dar nu deschid nimica. Da, tu nu o să ai voie să deschizi nimic, eu o să mobilez, o să fie cufer, o să fie butoaie și o să te gândești, bă, uite, cum arată okay, casa deci asta din exterior. Și prin casă. Da, o să te plimbi prin casă și la etaj, pentru că poți să aibă etaj. Zici, bă, uite, la cum arată casa asta, așa de săraci, nu o să fie ceva bun în butoaie, știi? Trebuie să te aștepți. Să uite cum e asta de deșert și ce ar putea să aibă un sărac din ăsta în deșert, să fim sinceri. Bă, na, pare e vila asta. Nu știu cum să zic. Pare că e bogat băiatul ăsta, dar mă rog. Da, e partea a doua. Sau uite, căsuța asta într-un baion de puzzle. Pare că o să găsești de poțiune așa, nu știu. Părerea mea. Da? Așa zici tu? Bine, da, na, mă rog. Bine, nu, asta nu e neapărat o să găsiți asta acolo. Asta ascultăm noi bine ce zice Blushman, poate. Să uite, poate căsuța asta mai de sărac. Na. Căsuța asta zici că... Păi, na, eu nu o să încep acum să licitez, că mai bine aștept să și mobilez. Da, mai bine aștept să și termin pe aici. Bun, mulțumesc foarte mult de părere. Mă bucur că am fost destul de explicit acolo. Și succes și aștept să vă brădulețul ăla. Să văd ce o să iasă. Imediat. Până la Crăciun mai este puțin. Ok. Așteaptă. Aștept. Pa. Oameni buni, cam atât ar fi și cu acest videoclip, însă înainte de toate hai să vedem ce a mai făcut prietenașul nostru Pump pe aici, dacă ne-a adus ceva profit sau nu. Și, ok, 6 diamante din prima, ok, atât a fost, măcar totuși încă 6 diamante. Oare o ținut cineva evidența câte diamante am făcut noi până acum? Adică, cred că am făcut un stack de diamante din Pump the Builder-ul ăsta. Și o zic că e chiar interesant, adică niște diamante făcute foarte, foarte lejer. Și nu știu, chiar mi-a plăcut să fac treaba asta, am vrut să încerc și o să fac o păcănea și se pare că merge mult mai bine decât Alucolpir, pentru că Alucolpir nu are niciun premiu înăuntru, nu mă zic. Oricum,
noi o să încheiem aici, cam asta ar fi minigame-ul. O să mai aranjez eu interiorul așa mai departe off-camera, pentru că nu vreau să vedeți ce e până înăuntru. Vreau să fie o surpriză pentru voi și pentru haiduci. Așa că noi ne revedem data viitoare. Până atunci aveți de voi toate cele bune. Eu am fost Bushman și nu uitați să mergeți să le spuneți la haiduci despre licitație. Lăsați acolo un comentariu. Vezi că e un minigame nou, vezi că e un minigame nou. Eu ne revedem data viitoare. Până atunci, vă zice voi toate cele bune. Eu am fost Bushman. La revedere!